centrul roșu al Australiei, unde plouă foarte rar și sunt temperaturi de peste 35 de grade, noi avem parte de ploaie și de 11 grade. Da-da! Ce părere aveți? Frig! Dar ne descurcăm. Da, am dormit foarte bine în cort. N-a fost nicio problemă. Pe la 5 grade așa strânge. Dar la 11 grade n-ai nicio treabă. Din Uluru, una dintre cele mai populare destinații turistice din Australia. Stânca Roșie este un monolit cu o vechime de peste 500 de milioane de ani, parte a Parcului Național Uluru-Kata-Juta, înființat în anul 1958. Roca are o lungime de 3,6 km, o lățime de 1,9 km și înălțimea de 350 de metri. Este impresionantă prin poziționarea sa în mijlocul unei zone aride, deșertul australian, fiind vizibilă de la zeci de kilometri depărtare. Circuitul în jurul Uluru are o lungime de 10 km, terenul este plat și ușor de parcurs. Singurul inconvenient ar fi căldura. Noi avem noroc. Sunt doar 26 de grade la umbră. Vara, când temperaturile depășesc 35 de grade, traseul se închide.
aceste peșteri răspândite de-a lungul bazei Stâncii Roșii erau folosite atât ca adăpost, cât și ca școală pentru generațiile tinere. Aici, bătrânii îi învățau prin viu grai, prin practică și prin desene rupestre cum să vâneze, cum să prepare mâncarea, cum să supraviețuiască în deșert. Numele Anangu se traduce prin om sau popor. Istoria aborigenilor australieni datează de acum aproximativ 50.000 de ani, atunci când strămoșii lor au ajuns în Australia migrând din Africa și Asia de Sud-Est. În centrul spiritualității lor se află timpul viselor, o perioadă mitică în care a fost creat universul. Potrivit legendelor transmise prin viu grai, în trecut totul era un ținut de noroi. Strămoșii au creat apoi animale, plante, planete și oameni. Uluru ocupă un loc deosebit în mitologia Anangu. În această zonă fiind purtate două mari bătălii definitorii pentru trib. Culoarea stâncii este dată de depozitele mari de fier din rocă. Nuanțele de roșu se modifică pe parcursul zilei sub lumina soarelui. Incredibil! Uluru este un loc sacru pentru aborigenii Ananga, care din anul 1985 sunt și proprietarii Parcului Național, pe care îl închiriază guvernul australian. Acest circuit poate fi parcurs și pe Segway. Nu ar fi fost rău. Escaladarea rocii, posibilă până nu demult, a fost interzisă de către oficialii Anangu, care au subliniat că acest loc este unul extrem de important pentru cultura lor, nu un loc de joacă sau un parc tematic. Anangu, ca descendenți direcți ai strămoșilor, sunt responsabili pentru protecția și gestionarea adecvată a acestor pământuri ancestrale. Catajuta face parte din Parcul Național Uluru-Catajuta, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Aici sunt 36 de stânci așezate unele lângă altele, astfel încât între ele se formează numeroase văi și defileuri. Cea mai înaltă este muntele Olga, cu o înălțime de 546 de metri, cu peste 200 de metri mai înaltă decât Uluru.
Vom parcurge un traseu circular de 7 km prin Valea Vânturilor din Kata Juta. Dacă ne încadrăm în timp, va urma și o drumeție printr-un defileu, defileul Hualpa. Acesta este un loc sacru pentru aborigenii Anangu, în limba lor, Kata Juta, traducându-se prin multe capete. De-a lungul traseului avem puncte cu apă potabilă gratuită pentru a preveni deshidratarea. Se presupune că acum câteva sute de milioane de ani, aici ar fi fost un lanț muntos de înălțimea munților Himalaya. Sub eroziunea constantă a vântului și a ploii, au dispărut de-a lungul timpului, rămânând doar aceste formațiuni joase. Am ajuns și în defileul Hualpa. Peisajul este absolut minunat. Ne place foarte mult.